Dimineața. Bine v-am regăsit din nou într-o zi O superbă a zi de... finalei României în Sport Champions. Da, o zi cu meciuri interesante, Și puțin anume, care trece prin cadru. bine, voi nu-l vedeți, dar se pregătesc echipele să baneze hârți. Da. Și anume, Sedan și bănesc că Kidor. Imediat. Vedeți că Sedan e în dreapta, Kidor în stânga. Da. Stai să-ți dau... De fapt, cred că știi, nu? Vezi că e Sedan în dreapta? Sunt bine ăștia? Sunt invers. Yep. Sunt exact invers. Asta e, mai scriem o dată. Ok. Gat. Noi suntem ready. Ei sunt ready. Ai dat go. Așteptăm legătura. Legătura cu Pete. Bună dimineața! Sunt aici cu doi titani, doi corifee Counter-Strike-ului românesc. Kidor de la TEG și Sedan de la defuncta IQ acum la Black Belt. O rivalitate de secole. Nu am ce să-i mai întreb așa. Voi întreb ce părere aveți de Bute, cum a pierdut în 4 runde. Nu știu, m-am uitat de dimineață, m-am trezit, nu mi-a venit să cred. A fost aiurea, m-am trezit. Foarte aiurea, frate. Da, Mandinga că a luat 12 puncte de la Moldova. Te așteptai la surpriza asta? Nu știu, eu nu știu să zic. Interesant, dar nu prea. Interesant, dar nu prea. Nu știu cu ce să mai trolez pe băieții ăștia. Așa că o să trecem direct la banarea hărților. Știu că Vlad și Adi au apreciat mult această linie de întrebări. Ia zi, Chidoare, ce tăiem? Noi bana dați doi. Banăm și Nuke. S-au banat Dust2 și Nuke până acum? Voi bana 3. Asta e și nu sigur. Banăm și fără și dracu și cam fără și. Voi bana Miraj. Ok, dintre Inferno și Tuscan, Sedan, ce jucăm? Doar și găsi Tuscan, că pe Inferno se bate sigur. Poate luăm și noi runde pe Tuscan. Ha. Banăm Inferno. Bată și Inferno a rămas Tuscan. E bine? Da, e bine. Se putea mai bine, ce ai fi preferat să joci? Tuscan sau dați doi pe Inferno, da. A ieșit bine, deci urez succes. Vlad, Adi, aveți legătura. În studio! Da, stai, stai, mulțumim, stai un pic, să-i dau un mare mute, un puțin, că dragă PTZ. mi-a spart Doamne, mi-era titanul. frică că se joacă iar Inferno. Mai Inferno. Da, frate. L-a luat la sentiment Sedan, a zis, hai mă, că și noi un Tuscan, nu și noi o Da, ce rundă. naiba. Că chiar Dar oricum așa. și Tuscan a mai văzut. Întrebarea este, crezi că vom vedea vreun dați doi la față? Că îl banează, tag-ul banează, e prima hartă care o banează, ciudat. Am zis că da, că și-au luat o bătaie groasă de la IGG, cred că le-e frică de dați doi. Probabil, probabil. Revenind după aceste scurte mesaje de la sponsorii noștri. Da. Avem super pachete cu televiziune. Dar tu iar vrei pantofi? Îți dăm și 130 de canale. Da, știm, acela este un roșu mat 130! Și 300 de lei reducere la contract. Dacă vrei reducere la solar, vezi să nu te arzi. Știm că super oferta nu se compară cu cele mai frumoase momente din viața ta, dar suntem aici oricând ai nevoie. Ia-ți acum un pachet cu televiziune de la Romtelecom. Economisești 300 de lei la contract și ai cea mai bună calitate pentru televiziune, internet și telefonie. Dintre toate clicurile pe care le dai într-o zi, doar unul îți poate schimba cu adevărat ziua. Intră pe clickshop.ro. Sigur găsești tot ce cauți, sigur e de calitate, sigur cumperi fără probleme. Clickshop. Mergi la sigur.
often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you, I have speed beyond measure. Would you be strong? Then I can grant you the might to overpower any foe. Closer and I will unlock your inner cunning! What does a hero truly need? That is for you to decide. Nu ți se pare că stă de un pic a puțin? That is for you to decide. Yeah. Nu, e după puțin după ce am mâncat shaorma, adică, true. Da. Trecem? Trecem, hai. Intrăm în acțiune? Intrăm. Prezintă-te, rog, echipele. Hai să vă prezint echipele. Echipa Tegu, Chidor, Paca, Marian, Daniel. B, Stănescu, Ionuț, Cătălin, Dani, Voina, Daniel, Snapple, Constantin, Iulian, Andrei și White, Cetănaș, Cosmin, Andrei, toți cinci din București. Echipa Black Belt cu Hell, Croitoru, Marius, Cătălin, Sedan, Ibrahim, Sedan, Onest, Ciurea, Savin, Paul, Stochi, Virtosul, Cosmin și Starkiller, Neac și Ion, Alexandru. Cum spuneam în prezentarea acestui match, mă gândeam că Black Belt ar trebui să nu joace cu Tegu hărți de-astea, gen unde e tranziția foarte bună între X-uri. Adică știi, ideea fiind dacă reușește să facă fraguri să nu se replieze foarte bine ceilalți. Cred că exact, asta. Și mă gândesc că dintre Inferno și Tuscan, oricum sunt două hărți unde nu să ajungi foarte repede într-un X în celălalt, deci era ok oricum ambele hărți. În cazul în care... Cel mai grav era să joace un train, după părerea dacă mea. Dacă bag și eu trei cuvinte, azi e bine. Da. Ai terminat tot? Gata? E ok? Pot să zic? Okay. Hai zi. Vreau să zic că în cazul acestei hărți, cred că dacă prinde Sedan o zi de aia excepțională, poți să ferească destul de ușor de el. Știi? Poți să atace X-ul celălalt. Da. Și nici nu poți să te... Nu poți să zici că ții peste tot, că n-ai cum, distanțe nu, mari. Sincer, nu m-am gândit de celălalt punct de vedere al tegului, adică să... Deci, dacă ar avea Tegu probleme, mă gândeam la Black Belt. Dar oricum, zic că e hartă care ar putea să se vadă și cei din Black Belt. Important ce să vede și așa. What? Nu înțeleg nimic. Asta e sunetul? Da, pare să fie sunetul, dar nu știu ce are. Deci... mai intră o dată în joc. Că, nu, doamne, asta e ceva nou. Da, din ciclu noutăți în domeniu. Hei. Iubesc zilele când începem cu o problemă tehnică, deci e minunat. Perfect. Aș vrea două probleme tehnice, dacă s-ar putea. Ca să ne simțim și mai bine. Mai băgăm Office. Ia să vedem. Haide, haide. Este aproape de a merge sau? Aproape de a merge.
Ia. S-a rezolvat, nu? Da. Nu că n-auzeam nimic și zic, măi, victorie. Da. Era un sunet așa metalic. Și foarte încet. Știi ceva? În momentul ăsta halez foarte puțin Counter-Strike 1.6. Mai ducă-se dracu. E momentul pentru Global Offensive, sincer. Bă, nu știu, ar trebui să te mai antrenezi la Global Offensive. Bună și asta, n-am nimic de zis, într-adevăr. Da, mai trebuie să intre și al mai Kidor. Capitanul echipei Tag. Da, după aceste serii ar veni niște meciuri interesante. Dacă ar câștiga capi de serie, s-ar împerechea în felul următor. Ar juca Tag vs Next și MBK vs IGG. Deci ambele meciuri ar fi de văzut. Da. Nu știu sincer acest meci dacă m-a fi scurt. N-am nicio idee. Eu sincer cel mai echilibrat meci din seria asta îl vedeam pe la MBK vs Frag Factory. Da, dar dacă acest meci a avut un milion de voturi în comparativ cu celălalt. Eu te-am zis de ieri că asta se va întâmpla. Acum dăm și noi ce apucăm. Și oricum, m-au impresionat întrebările lui Puții. Niște întrebări competente. Analiză de ce se... La banare? Da. Da, nu. Da, îmi place că a văzut și Eurovision și... Da, păi tocmai când s-a terminat Eurovision, fix atunci, începea Bute. Cam așa a fost. A, da? Da. Nu știu că m-am sculat direct la Bute. Te-am zis. Tocmai intra în ring. Din păcate, a fost cam tragic. Asta e. Are și el prima înfrângere. A fost așa un pic de sfârșitul de la Rocky cu Bute în rol de erou negativ, adică da, și-a luat câteva bucăți ca până, Ivan Drago. Până în ruda 12, el a luat-o în a 5. Adică... Da, bine, e Rocky, adică totuși. Rocky întâi trebuie să mănânce bătaie 11 runde ca să zică gata, până aici, mai du-te dracu. Pe sincer, eu când am văzut cum decurgeau așa rundele, zic, bă, sper să-i dea una norocoasă Butelul ăla. Da. Că... Era cam... un pic dubios așa, pentru că omul părea rezistent, adică efectiv nu mi-a lăsat senzația că ai fi avut cu ce să dai în el ca să pice. Mă, nici nu i-a prins serii bune, că cam ăla a fost peste el. Da. Asta e, ce trebuia să vină și o înfrângere la un moment dat, nu? Da. Până și ăla. Vladimir Klitschko are 3 centuri câte are la... Uh-huh. Heavyweight, știi? Și ăla are câteva înfrângeri, adică nu... Oricum... Și Tyson și-a luat-o. Asta e. Bine, Tyson când mânca bătaie, el mușca, nu era problemă. Da. Era foame. Nu ieșeai bine de ring cu Tyson, oricum. Oricum vine revanșa. Da. Programată deja. Și să vedem unde va fi revanșa. Pentru că aici a acceptat să se bată la ăla acasă, la Froci. Deci nu știu revanșa unde, pe ce tărâm va fi. Păi acasă la, mă rog, acasă la Bute, relativ vorbind, în Canada, în Vancouver. Da, în Canada... A, bine, nu pot să zic neapărat că, ce să spun, a pierdut meciul că era public. Nu, a, nu a pierdut, l-a pierdut meciul pe bune. L-a prins-o la încor și... Bine, a avut și niște probleme Bute, așa, a avut și o infecție la picior la un moment dat. Nu știu. În cazul în care nu știți ce se întâmplă... În acest meci și nu în meciul cu Bute, a picat un calculator, așteptam un restart. E perfect. Nu, deci, ți-am zis, iubesc începuturile astea, măcar net avem. Da. Exact ce-mi doresc, un început cu probleme tehnice. Dar nu, dar bine ar fi să apară mai mult așa, pachet, să fie pachet complet, să ne simțim și noi bine. Da, foarte interesant. Foarte interesant, exact, ca într-o secundă începe. Păi când îți schimbă calculatorul. Da. Mă uit acolo în sală. Nu, mă, dacă ești, mă uit pe stream, la imaginea dreapta și de aici, știi cum vedem noi nimeni. Zici că oamenii stau
Nu se mișcă, dar de fapt ei se mișcă. Se mișcă, e un pic de mișcare. Salutăm și publicul din Forte, care bănuiesc că sunt fani Black Belt, bineînțeles. L-au acolo pe idolul lor. De fapt, nu neapărat idolul lor, cred că a fost idolul Counter-Strike-ului românesc, așa este, dar de-a lungul timpului. Da, a fost acest tag. Acest tag singular. Da. Ce alte meciuri, bineînțeles că văd că sunt în desfășurare. Oamenii se atacă și au flash-uri, uite, băieții și-au luat 4 kills și-au luat flash-uri. Nu trebuie, pe linia nu trebuie să aștepte să intrăm noi direct în banează. Să duc direct la calculatoare. Cred că banează, intră pe hartă și zice, ia zi-mă, banează. Eu, nu, aia mă, că să înțeleg de înainte. Păi nu, intră pe server, știi, eventual fac pe server, nu, nici mai. Oricum, sau să înțeleg de înainte. Ar trebui să, la următoarele meci, să le spunem, băi, bana și voi un pic mai încerca să apucăm și noi să bifăm alea. Nu e mă că a fost. Eu am zis că... Nu, că ei banează, nici nu se gândesc, știi? Pac, 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 știi? Cred că știu dinainte ce vor să joace. Știu, normal, bine, e mai ușor ca la Dota. La Dota când banează eroi trebuie să te mai gândești, te stai că nu-l iau pe ăla că... A Counter sunt 7 hărți, a Dota sunt, nu știu, 70 de eroi sau... Păi nu, bun, și trebuie să te gândești la abilități. Aici ce te gândești? Te gândești, bă, jucăm prost hartă, nu o luăm? Sau nu, joacă ei bine hartă. Mira și Forge, nu le banezi tu, că le banează ceilalți, sigur. Da, păi trebuie să te gândești și la asta. Deci asta va fi clară. Oricum e, sunt sigur că nu vom vedea nici Mirage, nici Forge. Nu cred că vom vedea hărțile astea. Eu mă nici mir măcar cu... la Best of Eu Free. Mă mir cum de n-am început cu un Inferno. Mă mir. Da, păi era aproape. N-ai norocul sedan că l-a luat sentiment pe Kido. Păi, cred că se gândește la o finală. Jucată de Q cu IGG, nu? La VCG. Da, bine, totuși erau alte calcule atunci. Erau alte calcule. Sedan, cred că e mulțumit că a ajuns în a doua zi și a luat și niște bănuți. Da, după cum au jucat în prima, într-adevăr. E... Că de-aia când i-a pus puțin întrebarea, că ești surprins că Moldova a dat 12 puncte României, el trebuie să zică, nu știu, că m-am antrenat toată seara, toată noaptea. Deci... Știi cum e, are rost să faci strategii noi acum, cu atât de puțin timp înainte de meci. Mă, ți-am zis, mai degrabă există... decât să faci strategii, mai bine faci antischeme. Da, corect. Mă gândesc că, știi cum e, joci, să formează o echipă nouă, joacă binișor așa. După aia să hotărăsc, hai să facem niște scheme. Și două, trei săptămâni după ce fac scheme, nu mai câștigă meci, să salveze viața, deci te bate oricine. Aia, un infect, știi? A fost un turneu în care n-a venit ăla Lurpis, care el e, da. Știi, în timpul jocului el dă schemele, de că a început și cuțitele. Oleu! Știi? Și a jucat altcineva în locul lui și jucau așa, nu aveau mari scheme, intrau. Îi surprindeau pe aia, ieșeau pe ușă, pe Tuscan, fără niciun flash, fără nimic, îi prindeau pe la spate, știi? Comenta, nu mai țin minte, am impresia că comenta Hiton și cu... So important! Da, cum îl cheamă, mă, cu Oale, știi? Și au jucat bine și ziceau, poate că și ar trebui să joace, să nu se complice mult cu scheme, știi? Da, Black Belt se pare că au primă victorie, au câștigat cuțitele. E de moral treaba. Da, și-au luat, ales counter. Să-i vedem ce rundă vor adopta, pentru că trendul în ultimul timp pe Tuscan este trei oameni centru acolo, retrași, am văzut. Da, să schimbă și la Counter-Strike, ca și la Dota, să schimbă un pic metagame-ul pe hărți, mă, de la, nu știu, după de la sezon la sezon. După părerea pe Tuscan, cred că să fii Tero și să ataci, cred că cel mai greu e să contracarezi un push de la central cu stack, da, de da, doi, da, oameni. Exact. Deci aia pare, adică, să fie... Dacă se pun doi oameni acolo și în partea aia și în partea aia, e cam greu de... Eventual cu un smoke ceva. Ok, hai să-i vedem. Sedan rămâne singur centru și se duc patru oameni în pisică. Foarte interesant. Cred că urmează... cred că e foarte interesant. Dacă nu stai... cred că va... interesant că n-am mai văzut de mult un push în... Să vedem. Au dat un flash. L-au pe Kidor, l-au eliminat instant. Da, și B era în canalizare. Trebuie să întoarcă acum înapoi. S-au dus pe zona centrală, atenție ce schema o Black Belt, Dumnezeule. Hai să-i vedem, bun, fragul lui Stocky, care le elimină pe White. B va fi foarte important pentru că vine acum din spate și nu este nimeni atent la el.
Are șanse să facă două fraguri ușoare pe centru, avansează acum. Ia să vedem, Sedan a venit. Tocmai a trecut pe lângă Dani, incredibil. Oh, ce păcat. Na, și Dani mai face încă un frag. Rămâne Hell singur contra doi inamici. Din păcate Sedan s-a grăbit acolo puțin, trebuia să o joace ușor cu Wok. Rămâne Hell 1 vs 2 și incredibil, Dani și B se întorc la el. Banu, se pare că au ales bine pentru că Hell tocmai pleacă. Dani și B au venit centru. Da, frumoasă și rotația asta pentru Tag. S-a văzut aici faptul că Tag sunt o echipă, iar Black Belt nu sunt. Da. Pentru că avantajul care și l-au creat inițial a fost imens până au uitat complet de zona depozitului și nu și-au dat seama că probabil Kidor nu era singur acolo. Probabil nu era singur. Adică ce schema ar fi fost aia cu Kidor singur la în depozit? Opa, atenție la Hell. Pe Hell. Și se duce exact la B. Foarte bine, ia să vedem pe excelent tras, dar să vedem dacă are și timp. Diffuse, are. O scoate și Black Belt câștigă prima rundă datorită lui Hell care face un clutch 1 vs 2. Dar foarte ciudat au jucat. Da. Adică niciun crossfire, nimic. Nu, au încercat o rundă safe, dar Hell a făcut foarte rapid primul frag, l-a omorât acolo în pisică pe primul om. Și Black Belt câștigă prima rundă. Putea să avem un meci mai interesant decât ne așteptam. Da, oricum. E de apreciat că au reușit să câștige prima rundă. Și datorită lui Hell, care a jucat foarte bine acum pe final. Nici cei doi rămași în viață de la Tech nu s-au descurcat extraordinar acolo. Să vedem pe Starkiller. S-a băgat în pisică. Da, cred că e bine că se retragă. Nu trebuie să piardă arme. Trebuie să aibă grijă Hell. Stau cam ciudat dacă îi vor scăpa acolo să nu l-o moare pe la spate. Da, ar fi o tragedie pentru ei să pierdă runda asta. Să vedem, se poate aici cu glocul lecid în tag, nu cred că vor face niciun frag. Puține șanse să omor cu glocul de la distanță. Mai rămas B care îl văd nemișcat în zona de poziție. Se mișcă. Ia să vedem ce... Da. L-am prășteat un pic pe perete așa. Da, totuși avea viață stulă. 2-0 pentru Black Belt, foarte bine pentru ei, n-au pierdut nicio armă. Trebuie să mai facă încă o rundă bună, nu de altă la Tag și au cumpărat arme. Acum, în mod normal, experiența lui Sedan ar trebui să le zică că Tag-ul și vor cumpăra pentru că au plantat bomba la prima experiența rundă. Lui Sedan are propria ei voce, apare da. Să manifestează exact, forte exact, și le zice. Exact. Aveți grijă! De fapt, este un nor care nu vine. Mă dezamăgiți. Și place această rundă, vor da un push din pisică. Da, a fost, cred că un flash un pic ratat acolo. Chiar cu 5 oameni a venit da. Și Sedan este, din... Este B acolo, să vedem dacă îl descoperi. Nu s-a uitat stocii bine. Îl elimină Hell. Să vedem situația de 4 vs 4. Da, Tex s-au adaptat foarte repede, avansează Nix-ul mic acum pe banană. Snapple a rămas să țină spatele. Ia să vedem, Sedan intră acum în Nix, este sub prelată. Vedem și... pe White. A văzut. Îl omoară pe White care săracul nici nu n-a înțeles cine trăgea în el. Snapple le elimină, Kidor face și el un frag în X. Vine Starkiller din spate. Starkiller foarte important. Au, acum stăm un 2, atenți la el. Totuși rămăsese 1 vs 3. Da, și Tag, bineînțeles că s-au adaptat foarte repede la această rundă. B le-a dat semnalul, băieți, sunt da, mulți peste mine. Chestia e că B i-a văzut când au intrat, știa că sunt mulți și i-a dat semnalul în timp, nu a așteptat să moară și după și aia a făcut să... și un frag. Foarte, și a făcut și un frag. Foarte esențial acolo. Așadar, 2-1 pentru Black Belt. Tag câștigă runda de arme. Runda de eco acum pentru Black Belt, care până acum joacă destul de agresiv. Joacă destul de agresiv, dar cred că cu patru oameni în pisică mai bine s-ar duce un om bine, mic. Au fost patru oameni în pisică și cu Sedan pe conector toți spre da. Zona depozitului acolo. Ia să vedem. Starkiller s-a infiltrat în subteran. Da. Atenție. Snapple e pregătit, nu cred că va avea probleme. Urcă acum. Interesant, Snapple. L-a auzit, da. Snapple s-a poziționat perfect să verifice conectorul și să nu fie surprins da. În subteran. Snapple până acum a fost omul care a stat să țină spatele la aceste două runde. 2-2. S-ar părea că cei din Black Belt și-au cumpărat arme. Oricum, aceste runde de le dau cei din Black Belt cu patru oameni
puși din ceva. Problema lor este... Da, adică bănuiesc că nu o să dea numai puși din pisică. Să vedem. Problema lor este după ce dau pușul, că am impresia că nu prea se pun foarte bine pe hartă după ce intră într-o zonă. Cu toate astea... Interesant, s-au dus trei oameni în canalizare acum. Îi se zice subteran, amice. Subteran. Te rog, folosește în subteran, că mă oferesc de fiecare dată să zic canalizare. Ok, zi tu subteran, eu zic canalizare. Hai să-i vedem că e destul de greu să ieși aici fără să faci zgomot. Și bine pregătit. Ce poziții superbe au cei din tag. Au vorbit ceva băieții din Black Belt, au zis, mă, dacă îi așteptăm pe ei să vină peste noi, nu avem nicio șansă, hai să încercăm să le stricăm schemele. Pe de altă parte, parcă și tag știu această mică... Da, se aștepta B la un push. Bine, el s-a așteptat și la un push din nou din pisică, cum a făcut runda trecută. Stai că face un fragment. O, este omoară pe Kidor, moare și White în zona centrală și avem un 3-2 cu Dani în piață, care are și bomba. Da, că tag nu știu că X-ul mic este liber. Atenție acum, atenție acum, că vine Starkiller din culoar și Hell care a sărit din balcon. Va face frag Dani, cred. Foarte frumos, s-a adaptat Dani. Foarte bine, îl elimină Hell, dar Nepal câștigă runda pentru tag. Asta a fost o greșeală mare aici pentru Black Belt. Părerea mea e că trebuie să ai mare grijă acolo în piață. Nu vii turbo acolo să verifici rapid site-ul. Nu are nicio legătură că tag-ul plantau bomba. Trebuie să găsiți runda acolo, nu trebuie să te grăbești. Da, această rundă au câștigat-o din experiență cei din tag. Trebuie să se gândească cei din Black Belt că dacă au tot dat push-urile alea, e clar că tag-ul se vor aștepta la fiecare în rundă la aceste scheme. Asta ar fi una. A doua, doi oameni prin canalizare, mi se pare că te cam sinuciți, tactic vorbind. Da. Sunt doi oameni care sunt absolut inutili în majoritatea rundelor când nu au inamici care să vină prin canalizare, pentru că majoritatea rundelor nu vine nimeni prin canalizare. Și dacă ieși cu doi oameni în canalizare, măcar să stai aproape de site, nu să te duci să ieși până... Da, chiar nu-mi imaginez exact cum funcționează o rundă bună pentru City când se duc cu doi oameni în canalizare. Ce-ți dorești să întâmple? Să ai patru oameni trebuie să te nimerești, trebuie să te nimerești împotriva unei runde cu oameni prin canalizare. Da, exact. Asta, da. Uite, de exemplu, acum B a trecut prin subteran, să-i zice. Se duce foarte agresiv pe acolo, prin palativi. Nu vrea, mă, nu vrea. Din nou, Tego au un setup defensiv. Așteaptă pur și simplu. Da, totuși, cred că pot fi un pic surprinși în zona coloanelor. Nu știu exact cum să înțeleg acolo White și Dani, pentru că aveau niște poziții așa mai neconvenționale. Uite, acum, de exemplu, se apropie Sedan, Dani este acolo. A fost văzut, a luat un pic de damage și Sedan se retrage pentru că a luat și el un pic mai mult damage. Da. White face entry frag-ul, s-a băgat iar Hell și a murit în zona depozitului. Și runda este foarte complicată acum pentru Black Belt. Patru oameni. Atenție, uite pe White care avansează în pisică și va trage în site. Ia să vedem pe White. Ai trecut de el? Așa. Are doi oameni în site. Deja Dani a intrat în Z cu trei oameni în banană. Da, Dani îl omoară acum pe unul, este în piață. În acest timp White nu vede mai... A văzut acum. Și cam asta a fost. Black Belt nici nu își dau seama unde este bomba. S-au dus la omorul pe White. Și acum își dau seama că este în partea cealaltă. Vine Starkiller din casă. Nu cred că ar mai trebui să Sedan... vină. Cred că vor sta. Starkiller s-a dus într-o poziție așa mai acceptabilă, dar Snapple le elimină. Unde este Sedan? Nu știu neapărat dacă e mai acceptabilă, să zicem că e neconvențională, da. Nu mă referam la Sedan, mă referam la celălalt. Da, 5-2 pentru tag. Rondă de eco, cred că va urma pentru Black Belt. Ușor ne îndreptăm spre Africa. Cred că ar trebui să Dan să încerce puțin AVP-ul, că... Da, e clar că, în mod normal, dacă Black Belt Outdoors mai câștige runde, Sedan trebuie să
deschid un pic tabela. Frumos, atras Dani. Da. 6-2 pentru Tag. E Tag 2 puncte, Dani. Ca să ne strige nouă grafici. Și apăs tabu și Inkster, dar încă nu e pe primul loc. Nici n-a fost până acum. Da, mai ai o jumătate de meci să se întâmple chestia asta, după care... Cred că va fi din nou un setup defensiv pentru Tag. A, se pare că se duc mai agresiv este acum. Este extraordinar de defensiv, Snap-ul n-a plecat în bază încă. Sedan, primul frag în Z. Da, și este și Dani acolo, să vedem. A ratat. S-a băgat încă o dată. A mai dat un zoom. Sedan a ratat. Acum Dani vine după el și l-așteaptă Ounest. Da, Ounest cred că trebuie să facă fragul. Sedan îi dă un fast zoom din nou lui Dani și deja... Da, și Sedan acum se mută în zona centrală, va trage în pisică și exact asta trebuia să se întâmple la Black Belt. Trebuie Sedan să, aibă... să fie un pic de Sedan. Da, să își pună amprenta pe joc. Sunt doi oameni în pisică, White are sniper, trebuie să aibă grijă Sedan acolo. Este un smoke cam la... A, dat un flash și Starkiller se va băga și el... Cred că în mod normal trebuie să se bage Starkiller. Oricum... Mai rămas White. 1 vs 4. Chiar... I-a dat un leg shot, dar Starkiller elimina. Chiar și fără Sedan acolo, oricum era destul de greu de intrat. Erau toți băieții din Black Belt atenți. Da, era de intrat, eu am zis că trebuia să aibă grijă că White stătea cu sniperul să nu se bage aiurea. 6-3. Runda asta putem să zicem că a câștigat-o Sedan la început. Nu știu neapărat dacă Tag vor încerca să le evite pe Sedan. Cred că își vor face jocul. Nu știu dacă vor încerca, dar unde crezi că s-au dus? 4 oameni în depozit, Sedan este în Z. Hai să-i vedem. Și... credeam că intră rapid pisică. Au vrut să intre, dar și-au luat flash, cred. N-avea acum intră, da. Starkiller a mai dat un flash, s-au întors iar toți patru. Da, Kidur a avansat în zona centrală, l-au scăpat complet. Cred că îl surprinde pe Starkiller acum. Foarte bine, iese Starkiller. Au avansat cei trei din pisică, Hell moare destul de ușor, Starkiller este încă în site. Sedan îl elimină pe Dani din scurt, moare și Starkiller în site. A ocupat site-ul acum băieții din Tech. 3 vs 3, Sedan vine prin spate. Foarte bine, s-a băgat aici Sedan urcă acum pe pisică să vedem ce face. Era White. Un frag rapid. Snapple plantează bomba. Sunt prinși aici în site, nu trebuie să pierdă runda cei din Black Belt. B este pe cutie, s-ar putea să-l surprindă. Oh, a căzut jos. Snapple face un frag superb, dar Owen și Sedan replică imediat și Black Belt mai pun o rundă în dreptul lor. Și uite-l pe Sedan, în sfârșit s-a activat cu Tag. S-a activat, exact. Păi așa e, tu știi că Sedan cam așa făcea la lanuri. Mergi bun, mergi bun, mergi bun, Tag, explozie. Nu era chiar așa, Sedan... La lanuri, mă. Nu, ce vrei să zici, că juca bine doar cu Tag? Nu, juca bine, juca bine în general și juca excepțional cu Tag. Era cam pe 1-2. Și cam impresia că el când avea puține fraguri câștiga echipa la 1 sau la 2, ceva de genul, adică n-a apucat să facă fraguri. Să revenim la meci. Pare să fie aceea schemă pentru Tag. De data asta au intrat de în prima pisică, n-au mai stat cu Dani și Kidor în zona centrală. Da, și i-au prins foarte prost acum pe Black Belt, care făcea un push din Z cu mulți oameni. Ia să vedem ce face Kidor acum, este practic înconjurat, vin 3 peste el. Da, foarte bine, a făcut Kidor frag, l-a atins și pe Sedan. Eu zic că a făcut maximul posibil acolo pentru situația aia. Să vedem pe Sedan, încă ține în pisică, nu este nimeni acolo. Mult mai... tristă situația acum pentru Black Belt. Sunt toți în zona centrală și trebuie să intre în site. Sunt 3 crossfire, 3 linii de foc acolo, nu știu cum. Ounest îl elimină pe Snapple din site. Foarte bine, l-a atins pe B. Dacă continua acolo, putea să facă un frag. Ia să vedem, să uită. Foarte bine, Sedan îl elimină și impecabil a jucat și Ounest acolo, superb. Sedan s-a uitat la cutia aia de să puteți să nu sau acum chiar s-au pus perfect, au avut o comunicare perfectă. Sedan a rămas și s-a uitat în zona pisicii, iar Ounest l-a acoperit foarte bine pe cel care a pus difuzul. Am impresia că a și auzit puțin când a spamat cutia, cred că de-aia știa că e om acolo. Și ușor, ușor cei din Black Belt ne arată că au și team play. Da. 6-5, mă bucur că se țin aproape de cei din Tag. Și încă o rundă de arme acum pentru cei din Tag. S-ar putea să fie ultima. Nu sunt sigur că vor mai avea bani. White din nou deschide tabela pentru Tag. Încep destul de prost cei din Black Belt de fiecare dată. Asta a fost pur și simplu. Sedan, superb.
Și s-a băgat pe tupeu încă un frag pentru Sedan, incredibil. Lecce acolo, White îl elimină. Doamne, putea să atingă și glonțul ăsta de Eagle. Da, noroc cu White care a tras bine. Vine Hell care îl prinde pe la spate pe Snapple. Deja puțină de gringolat în jocul celor din tech. Bia a trecut acum de porți, este Ownest în site ascuns. Este imediat după cutie. Cred că Bia n-are nicio idee unde n-are. Este. Acum l-a văzut. Incredibil, a tras prost Ownest. Dar foarte, foarte slăbuț acolo. Nu e nimic pierdut, au puțină viață cei din tech. Da, și sunt nici de poziții de nu-și vine să cred. Hell ar păsi ciudată. Ia să vedem, se apropie acum White din conector. Și îl așteaptă. Oh, trebuie să aibă grijă aici, sunt... Incredibil, wow, cum a ratat mes, acolo. Sfinte Sisoie. Și acum se întâlnește și cu White, Stocky. Și Stocky le elimină. Da, nu, era destul de aiurea să pierd această rundă. 6 la 6, Black Belt revin. Iar Sedan s-a băgat acolo din Z, pe tupeu, a văzut prima dată omul și a zis nu, că mă bag să-l scot. Asta a fost în capul lui. Ok, deja de câteva runde se simte bine de tot Sedan în joc. Mă aștept ca și Tag să modifice un pic și să intre Sedan așa cum intră el. Ți-am zis, niște... au rundă de... Văd Eagle, au forțat runda asta. Starkiller deschide tabela, s-a băgat peste din zona centrală. Asta a încercat să facă și runda precedentă, atunci nu i-a mers. În sfârșit le elimină. Presimt că... La următoarele runde Tegor să fie mult mai pregătiți pentru Sedan și o să vedem dacă intrând, să zicem, peste White care are zoom-ul pus va reuși să-l elimine. Deocamdată au fost un pic nepregătiți acolo la coloane. Nu, no, cred că știi ce schema ar trebui să dea Tegor? Să dea un fake. Asta cred că ar merge de minune pentru că cei din Black Belt ori vin cu mulți oameni pe undeva, ori să retrag ei foarte repede, știi, în bază. Deci cred că ar merge un fake de minune. Dar să vedem că n-au mai luat rundă de mult. Se duc cu 3 oameni în zona depozitului, cu 2 oameni în coloane. Starkiller din nou intră pe conector. Unde este? Da, Sedan avansează acum pe banană. Foarte bine, a tras Starkiller, l-a spamat prin tot gardul ăla pe Snapple. E, și ce credeți că s-a întâmplat? White cred că l-aștepta acolo cu zoom-ul pus și Sedan totuși l-a eliminat. Era și Dani ascuns într-o poziție așa un pic mai... Din nou situația 3 vs 3. Da, mai este și B care este în spatele ușilor. Greșeală mare pentru Hell aici. Frag important acolo dacă făcea Hell. Stocky are și el o poziție destul de ingrată, tocmai moare. Și rămâne Starkiller, 1 vs 3. Au pierdut această rundă de la un 5 vs 3. Au pierdut această rundă pentru că de la 5 vs 3 ei nu au mai comunicat nimic, chiar Sega au comunicat într-una. 7 la 7. Să vedem și ultima rundă. Oricum, deocamdată s-au desfurcat decent cei da, din și Black Belt. Până și fragurile sunt asemănătoare. Stocky și cu Kidor sunt așa un pic mai în urmă. Bine, Kidor, cred că el nu prea joacă bine pe partea de Tero, că dai seama, tot dă scheme. E mai greu să fii atent la tine. Și în acest meci chiar a trebuit să gândească mult. Ia să vedem, foarte bună intrarea celor din tag în Z. A fost acea schemă, rush pe walk. Dacă e să zic așa. Situație de 3 vs 2 acum. Sedan este în bază. Îl are pe B la ușă. Da, Snapple tocmai a fost eliminat în Z. Da, practic acum... Kidor e forțat să se întoarcă înapoi pentru că Bien este în spatele ușii și așteaptă să intre în site. N-are ce să facă Kidor, nu o să o duce singur X mic. Să-l vedem pe Kidor cât de repede va avansa. S-a oprit Kidor. Iese B. Interesant, a ieșit B primul. Kidor s-a oprit în mijlocul rundei ca să vorbească cu Snapple. Nu mi se pare o idee prea grozavă. B face fragul și rămâne Starkiller 1 vs 2. Da, a fost un, nu știu, un moment mai ciudat așa la tag. Efectiv s-a oprit în mijlocul rundei. Kidor avea o discuție mai aprinsă cu Snapple și era în mijlocul rundei, adică... Da, încă era în viață. Da. Să vedem acum cum va juca Starkiller, are timp.
Și foarte calm a tras Starkiller, care câștigă din nou un clutch Cade în Black Belt, 1 vs 2, fix ca la prima rundă. Și termină în avantaj prima jumătate cu scor de 8-7. Da, părerea mea e că, mă rog, a fost așa un moment de panică la tag. Îl văd pe Snapple că, nu știu, e cam... Da, e... Nu prea îl văd așa... Supărat. Acum e și Kidor, pentru că efectiv rămâi cu senzația că dacă nu exista discuția, probabil că timingurile erau altfel și aveau mai multe șanse în runda asta. Da, nu știu ce or fi avut acolo de reproșat. Nici ideea nu este seama. Că acest meci este mai echilibrat decât mă așteptam. Pentru că Starkiller se uită la Felinar. Zic, este mai echilibrat decât mă așteptam acest meci. Da, și s-ar putea să avem o surpriză mare dacă... Sper să continue acest echilibru, pentru că... Acum, ca să fiu sincer, nici nu știu dacă poți să zici o surpriză mare. E o surpriză, dar nu e neapărat mare. Da, mă rog, chiar o surpriză. Au luat 7 runde. Să vedem cum se descurcă acum pe partea de Tero. Mă întreba din forte ce meci alegem următorul. Păi, nicio idee. Așteptăm să vedem cum s-a terminat meciul ăsta, pentru că e super important pentru ce urmează. Da. Și să vedem și ce se întâmplă în celelalte meciuri. Da? Chiar. Ia, uite-te să vezi dacă s-a terminat vreun meci. Nu voi face chestia asta, știi de ce? Da, ok. Întrebăm, e mai simplu. Să vedem, no. Au dat ready ambele echipe. Black Belt s-au ridicat. Și începe meciul de la scorul de 8-7 pentru Black Belt. Foarte importantă prima rundă. De câte știu, Tag aveau runda aceea cu 4 oameni în zona centrală, stack-uri, 2 oameni în conector, 2 oameni în coloane. De cât Kidor se duce avansat de data asta? Sunt curios unde se va uita. Da, a intrat Kidor. Incredibil, s-a băgat și le elimină Sedan, îi face și el un frag. A fost un schimb acolo. Avansează cu 3 oameni prin subteran. Da, interesantă schemă. Da, bine, am observat, te-am bifat, un subteran, 7 canalizări. A venit Snapple și B, îi vor prinde cu spatele dacă intră acum. Ia să vedem, au verificat pifica. Dacă intrau, au deschis, nu? N-au deschis. Acum au deschis și Snapple n-a auzit. Deci Snapple acum și auzit. Acum cred că a auzit el că se întâmplă ceva. Și cred că va face un frag sigur. Ok, s-a retras un pic, a dat o grenadă și a luat o grenadă. În fine, a făcut fragul, situație de 3 vs 3. Foarte bun din nou fragul lui Snapple, vine și B să-l ajute. Asta a fost fragul care practic a schimbat situația în această rundă. Acum sunt Tag în avantaj. Și se descurcă bine cei din Tag. Nu, n-avea cum, era imposibil. Snapple acolo a fost absolut decisiv. Dacă pierdea Snapple poziția aia, erau Tag într-o situație groaznică, încercând să intre în site. Da, până la urmă... A fost bună decizia să se ducă în pisică, practic i-au prins prost pe cei din Black Belt. Are o fracțiune de secundă, dacă intrau mai devreme, cred că îi prindeau pe la spate pe cei doi din Tag. Așadar, Tag-ul câștigă și ei runda pe partea de counter, cum a făcut și Black Belt pe prima jumătate. Urmează runda de eco, acum pentru Black Belt se pare că nu și-au cumpărat nimic. Da. Și Dani se întâlnește cu toți inamicii din lume. L-a ajutat și White cu o grenadă acolo. Rămâne Sedan 1 vs 5 cu Gulok. N-avea ce să facă. 9-8 pentru Tag. Bineînțeles, cei din Black Belt își cumpără. Sunt curios ce rundă vor da Tag acum. Black Belt, runda a treia, au dat un push cu 4 oameni din pisică și un om din conector. Practic s-au concentrat pe zona depozitului. Ia să vedem. Au avansat destul de rapid în coloane. S-au băgat deja în Z și îl prind foarte bine pe White. Hell face și el un frag acolo. Deja au
Au dat bine jos acolo în Z. Sedan face și el un frag din pisică. Da, interesantă rămâne... schema, 3 oameni în Z cu 2 oameni în pisică. Nu, foarte important fragul ăsta pentru B acolo. I-a lăsat în viață doar pe Sedan și Starkiller, care sunt acum în site. Starkiller și-a luat grenadă. N-au fost chiar da. Damage maxim. B o golește acum prin conector. Da, da, foarte bine a schimbat poziția Starkiller. Important va fi nu dacă... se uită nimeni la B, asta e foarte important. Se uită, Starkiller din când în când, dar B dă un headshot de senzație și le elimină și pe Sedan. Excelent jucat aici pentru B. A contat foarte mult trasul lui B la această rundă. Da. Săracul Starkiller de-abia s-a uitat o fâșie în pantă și a murit instant. Cred că au și greșit un pic Black Belt pentru că au fost oarecum surprinși că B este acolo. Trebuiau să gândească dacă sunt doi în zona centrală, era clar că vin repede peste ei. Cine era acolo în centru aștepta ceva. Da. Cred că mai degrabă trebuiau să se uite invers. Sedan de la cutie se uite în pisică și cel de la ușă se uite pe mijloc. Da, 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 exact. Da, o lipsă de coordonare acolo. Cei din Black Belt își cumpără din nou arme. Da, de data aceasta nu mai intră rapid. Atenție ce schemă ciudată au tag. Țin avansați centru, avansați Z și... S-au concentrat pe coloane. Acum a avansat și Sniper, în site asta parcă mai înțeleg. Da, tag. Inevitabil. Tag vor ține cam, cred că toate rundele așa mai agresiv. Nu prea aveau Black Belt ce să facă pentru că erau toți în spate, nu intraseră încă la coloane. Tag au avut Sniper în Z. E aproape imposibil să faci ceva acolo în situația aia. 11-8 pentru TAG. Conduc cu 4-0 pe această a doua jumătate. Da. Cum ziceam, mult mai greu să descurce cei din Black Belt pe atac. Urmează runda de Echo. Avem și un scor de la cel al meci, IGG cu Matley 16-4. Da. Scurt meci. Așa da, cred că așa îi place lui Wicked. Incredibil, n-au reușit decât un frag cei doi de la Tech care erau acolo în zona conectorului. Stocky le elimină superb acolo pe White. Snapple face două fraguri, situație de 2 vs 2 acum. Ia să vedem, Owen este pregătit, să vedem dacă reușește fragul. N-a reușit fragul n-a și reușit. Rămâne Hell în stai care pune bomba, nici mai apucă să o pună. Da, Snapple a zis că nu mai stă pe gânduri să duce direct cu arma. L-a scăpat și pe Dani acolo cu acea grenadă, cred că putea să moară. Un alt scor interesant, Nex cu WASD 16-3. Deci Nex și IGG astăzi sunt da, favoritele în formă. Favoritele au arătat că n-au venit în această zi să se joace cu șansele lor. Sedan a venit singur, nu este și Stocky aici în zona coloanelor. Au avut un pic noroc Black Belt acum, nu știu cine a dat smoke-ul ăla de a-i ajutat pentru că mureau amândoi. Se băgase Kidor. A văzut Sedan ceva în bază? Îl vede pe Dani care este în spate, nu prea are ce să-i facă acum. White a avansat în banană și cred că va avansa spre zona centrală. Destul de interesant acum. Sedan, este incredibil cum poate să ferească de flash-uri Sedan. Kidor face un frag. Ia să vedem, Sedan s-a întors acum în spate și-l omoară White. Oricum, frumos map awareness pentru Sedan acolo, dar... A scăpat puțin poziția acolo. Se deduse prea în spate și White a apucat să se pună pe poziție, dar totuși e situația 3 vs 3 cu Black Belt, care au mai multă viață decât cei din tag. White s-a repoziționat, acum așteaptă să intre inamic. E incredibil, Snapple face un frag cu 17 viață, a tras perfect acolo, elimine Pawne și din nou au probleme cei din Black Belt. White îl atinge foarte bine în site. White e foarte important, dar... Nu, a venit Kido și l-a omorât pe Hell prin cutia aceea din zona centrală. Da, din nou Tag câștigă această rundă pe tras. Snapple a avut un frag foarte bun acolo în pisică. Avea 17 viață și nu i-a dat nicio șansă lui, nu știu cine era sigur, dar avea mult mai multă viață ca el. Și deja pierduseră, dacă au pierdut zona pisicii, rămăseseră cei doi din site, care îți dai seama când ești blocat în site cu bomba pusă, știi că vine unul din pisică, doi din centru, te cam ui stânga-dreapta, nu prea ai Încep să mă gândesc dacă nu cumva
soluția câștigătoare să avansezi ori spre pisică, ori spre centru, să încerci să ieși din site. Dacă n-ai smoke-uri destul de greu, Sedan a ratat shot-ul, tocmai se băgase cineva din Z. Da, sunt doi acolo, a venit și Dani acum. A văzut țeava, Sedan are șansă să elimine. Incredibil ce headshot îi dă Dani. Oaleu! Doamne Dumnezeule! Cum să trage așa? Primele două glanțe cred că le-a dat. Excelent, a tras Dani acolo. Doamne, simte. Nu mă așteptam să nu facă fragul ăla pe tine și să-l omori, incredibil. 14-8 și... Cred că, sincer, nici Sedan n-a înțeles-o pe asta. E posibil, dar... asta este. Sedan bănesc că nu se antrenează cât se antrenează Dani. Au avut momente frumoase pe prima jumătate cei din Black Belt, dar era destul de dificil pentru ei să se descurce pe partea de Tero. Pentru că Tuscan e unul dintre cele mai agresive hărți pe partea de counter. Poți să joci cum dorește sufletelul tău, de la cel mai defensiv mod până la cel mai agresiv mod. De data aceasta s-au dus mai rapid în banană, a rămas decât Sedan în zona centrală. Hell este eliminat în banană, încă un frag pentru Dani. În sfârșit au reușit să-l elimine. Să vedem, Sedan a intrat în zona centrală, elimină pe White. Kidor îl așteaptă, nu-l vede pe Sedan, dar îl elimină B. Da, și Kidor a așteptat bine acolo. Și câtă siguranță a avut Kidor, nu s-a mai uitat în partea stângă pentru că știa că vine B acolo. 8-0 pe această doua jumătate, probabil scorul va deveni 16-8. Da, și cred că următorul meci va fi Tech Next. Da, spre aia mergeam și eu. Nu de altă, dar sunt foarte curios, foarte bine se bagă bine, a tras extraordinar. Și Sedan face fragul, încă un frag bun pentru Dani, dar în sfârșit este și el eliminat. Situație de 4 vs 2 acum. Da, Snapple și White sunt... Nu vor ține armele la acest scor. Probabil că nu, dar Snapple a venit, a ocolit prin baza, te rog. Da, White îl elimină pe Sedan, care era în mijlocul bananei. Și vin amândoi, ba nu, nu, White s-a dus în piață. Hell trebuie să aibă grijă acolo, să nu moară inutil. Și a schimbat arma White. Snapple a făcut frag, îl știe și pe al doilea, nu știu dacă îl știe pe al treilea. Incredibil, a eliminat pe al treilea, dar Hell reușește să... Era cât paci. Aducă prima rundă pentru Black Belt, prea târziu totuși pentru ei. Stai că nu s-a terminat, stai că nu s-a terminat. Totuși, nu oare sunt EQ. Da, dar oare câte runde trebuie să piardă? Nu sunt EQ să intre în modul ăla, știi? Da, așa e. Magia lor, era magia lor. Și era o echipă totuși. Black Belt... Nu știu ceilalți patru jucători, dar Sedan clar a fost prima oară când a jucat cu ei. White s-a jucat acolo puțin, a arătat shot-ul. Sunt patru oameni pentru Black Belt în zona centrală. White s-a băgat în fază un super, a arătat al doilea, dar na, efectiv, n-aveau ce să facă acolo pentru că așteptau trei pregătiți. Da, acesta a fost primul meci pe ziua de azi, meciul votat de voi pe Facebook. Da, următorul meci, cum spuneam... cu Next, să vedem primul meci între două pretendente la titlu, ca să zic așa. Vreau să zic că e foarte interesant acest meci și în prisma faptului că au jucat acel meci în campionat, care eu am zis clar că mi s-a părut că cei din Next n-au dat prea mare importanță meciului. Nici Tech nu cred că au dat prea mare importanță acelui meci, au jucat amândouă echipele așa mai mult în, știi, în reflex, da, în tras. Ok, puține reclame și revenim cu interviuri de după acest match. Avem super pachete cu televiziune. Dar tu iar vrei pantofi? Îți dăm și 130 de canale. Da, da, știm, acela este un roșu mat 130. Și 300 de lei reducere la contract. Ah, dar tu vrei reducere la solar. Vezi să nu te arzi. Știm că superoferta nu se compară cu cele mai frumoase momente din viața ta, dar suntem aici oricând ai nevoie. Ia-ți acum un pachet cu televiziune de la RomTelecom. Economisești 300 de lei la contract și ai cea mai bună calitate pentru televiziune, internet și telefonie.
Dintre toate clicurile pe care le dai într-o zi, doar unul îți poate schimba cu adevărat ziua. Intră pe clickshop.ro. Sigur găsești tot ce cauți, sigur e de calitate, sigur cumperi fără probleme. Clickshop. Mergi la sigur. Often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you I have speed beyond measure. I will unlock your inner cunning! What does a hero truly mean? That is for you to decide. Gata, ne-am întors. L-avem pregătit pe Sedan la interviu. Evident că pe Sedan la interviu. Așteptăm să predăm legătura. Stăm de vorbă cu Sedan, care astăzi joacă la echipa Black Belt. Centura neagră. Cum este să joci în echipa asta? Nu știu, cum să fie. Cum sunt? Nu știu, cum sunt ei, nu-i cunosc foarte bine, nu știu exact, nu sunt foarte slab. Sunt ok, deocamdată sunt ok. Pentru unii dintre ei este primul an, știi, mare și nu știu, s-au descurcat, pot să zic că s-au descurcat chiar foarte bine. Dar ei din ce divizie vin? Din ce divizie vin? Din divizia B1, din câte știu. Nu știu pe ce loc sunt acolo, dar se descurcă băieți, sunt mândru de ei. Cum a fost meciul ăsta cu Teg? Cu meciul cu Tech, nu știu, prima parte a fost foarte bine pentru noi. Nu mă așteptam deloc să facem ce am făcut. Cam atât. A doua parte... Păi și unde s-a rupt? S-a rupt. Sunt mai bun, sunt mai pregătit, sunt echipă, noi suntem mix. Ce poți... Ce mix, da, l-au pe Sedan. N-ar trebui să... Da, nici chiar așa. Zic cum ai jucat tu. Eu am jucat destul de bine, da. Asta, sunt mândru, mi-am mers.
Mai joci cât să te mai antrenezi în timpul liber? În timpul liber nu, deloc. Pot să spun că ne-a lăsat, echipa IQ s-a lăsat de Counter-Strike oficial. Cam atât. Poate o să ne reapucăm dacă organizează Silvi Dreamhack-ul la București, poate o să ne reapucăm toți și o să revenim. Cu siguranță Dreamhack-ul se organizează la București. Dacă o să organizeze cu siguranță, atunci cu siguranță o să ne reapucăm și noi. Să zicem. Și când o să vă reapucați? Când o să anunțe la anul. Ceva oficial. Sigur, oficial, da. Ok, deci când se anunță oficial Dreamhack-ul, EQ se apucă de câsă. Da. Ok, ce speranțe? Da, până atunci ce faceți? Până atunci nu știu, nimic. A venit vara, încercăm să ne distrăm, plajă, nu știu, distracție deocamdată. Atât tot. Diablo 3, da, l-am spart întregi. Și cum e? Jocul? Foarte frumos. Joci Dota 2? Dota 2. Nu. Bun, mulțumim, Sedan, succes în continuare. Spune ce aștepți pentru următoarele meciuri. Cu cine ai acum și ce aștepți? Nu știu cu cine este următorul meci, dar sper să-l câștigăm. Măcar meciul ăsta și după cam atât. Ok, succes, baftă! La Dadi? Da. Am preluat această legătură. Acest interviu. Îmi place la Sedan, că de când îl cunoaștem noi nu s-a schimbat. Da, e de aceleași exact interviuri. Am impresia că ei joacă cu WSD, dacă nu mă înșel. Da. Mod normal ar trebui să fie echipa care era învinsă dintre cei Next și WSD, pentru că Next joacă cu Tag. Rămâne de văzut dacă se vor descurca în loser bracket acolo. Oricum, interesant anunț dat de Sedan, echipa se vor reapuca de Counter-Strike pentru Dreamhack. Da. Acum nu știu care e EQ. Unii el și încă patru. Da. Oricum, nu i-a transmis nimeni întrebarea mea. Ce? Care era interviu. Întrebarea? Interviu. Am zis că facem un interviu. Aia era întrebarea ta? Lasă-mă că eu transmit după Messenger. Da. Păi, acestea fiind zise, următorul meci este Tag cu Next. Pe ce hartă vom vedea? Cum am mai spus, primul meci între două pretendente la titlu. Da. Pe ce hartă așteptăm să ăsta, să intre, negrim să intre verzuliile? Bă, da, ziceai că intră păsărel la banare. Da, păi exact, e asta e așa. Adică chiar așa, vedeta din D, ACG-ului, păsărel. Da. De fapt, rândunel, cum îl știe lumea CS-ului. Și se mai spune și Cristian. Da, atunci am și eu cic-cic, da. E jucătorul cicic, știi? Și el e cic-cic, știi? Da, cred că băgăm un pic de pauză, un pic de muzică, niște imagini din Forte și revenim să schimbăm și noi astea pe aici ce-i de schimbat. Da, mai luăm o gură de apă. Îți mai dau două, te bat la jocul de cărți. Hai, dă-i, bagă repede. Quake Live. Tai cărțile. Quake Live. Tai cărțile. Quake Live, ai nebunit la cap. Revenim. Îl jucăm în direct dacă vrei. Fii atent, ce o să fac acum? Mai vorbește. Un pic de reclame, pauză, muzică și revenim cu banarea hărților pentru Tech Next. Avem super pachete cu televiziune. Dar tu iar vrei pantofi? Îți dăm și 130 de canale. Da, știm, acela este un roșu mat 130. Și 300 de lei reducere la contract. Dacă vrei reducere la solar, vrei să nu te arzi. Știm că super oferta nu se compară cu cele mai frumoase momente din viața ta, dar suntem aici oricând ai nevoie. Ia-ți acum un pachet cu televiziune de la RomTelecom. Economisești 300 de lei la contract și ai cea mai bună calitate pentru televiziune, internet și telefonie. Dintre toate clicurile pe care le dai într-o zi, doar unul îți poate schimba cu adevărat ziua. Intră pe clickshop.ro. Sigur găsești tot ce cauți, sigur e de calitate, sigur cumperi fără probleme. ClickShop. Mergi la sigur.